Ce se întâmplă în coaliție? Va pleca PSD de la guvernare? Pentru că astăzi premierul i-a acuzat pe cei de la PSD, valat, e adevărat, adică nu direct, de populism. Declarația pe care a făcut-o Nicolae Ciucă sună în felul următor. Un populism care nu are ce să caute astăzi în comunicarea cu cetățenii, pentru că a fost rugat premierul Nicolae Ciucă să comenteze anunțurile făcute de Marius Budăi, ministrul muncii. Vă reamintesc, la mare, Marius Budăi, după ședințele PSD, a spus că PSD va propune coaliției majorarea salariului minim brut până la 3.000 de lei, iar pensia minimă va fi majorată cu 10% până la 1.100 de lei. Avea și un calcul de impact pentru majorarea pensiei minime. Ministrul Muncii spunea că în total ar fi nevoie de 11 miliarde de lei. Astăzi, premierul Nicolae Ciucă spune așa. Domnul Budăi trebuia să știe că trebuie să ne consulte în aceste chestiuni. Toate aceste chestiuni le vom clarifica. Sună amenințare, ce spune Nicolae Ciucă. Sunt suficient de efervescente discuțiile pe acest subiect, spune premierul României. Cert este că între partide, între cele două partide și cel mai probabil chiar în interiorul Partidului Național Liberal, nu e liniște. Oamenii au fost foarte supărați de felul în care au fost anunțate public aceste măsuri înainte de a se discuta în coaliție, spune premierul. Nu am discutat în coaliție, nu avem proiectul de buget pentru 2023, nu pot să răspund cu da sau nu la întrebarea dacă vor fi majorate pensiile și salariile începând cu 1 ianuarie 2023, pentru că după toată expunerea pe care a făcut-o premierul, jurnaliștii evident au vrut să știe. Da, dar pensiile și salariile până la urmă se vor majora, vor fi mărite? Nu pot să vă răspund cu da sau nu. Rămâne acest cuvânt folosit de premier, populism, un populism care nu are ce să caute astăzi în comunicarea cu cetățenii, o singură reacție de la PSD pe Facebook, după această declarație făcută de Nicolae Ciucă, ne vom lupta să-i convingem pe partenerii noștri, nu e timp și loc de ceartă. Interesant. În studioul Digi24, invitații noștri, Ion Meiuniță, este redactor șef Istoria. Bună seara! Bună seara! Florin Negruțiu, realizator în fața ta. Bună seara, Florin! Și seara. Politologul Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Începem cu dumneavoastră. E un moment? E punctul de fierbere? Sau e un menuet? Se mimează ceva? Cred că este un menuet, dar asta nu înseamnă că se mimează. Să știți că se poate dansa cu suflet. Deci cred că fiecare dintre parteneri face dovadă de talent aici, jucându-și rolul. Acum PSD a preluat inițiativa, PNL a reacționat, premierul Ciucă a încercat să corijeze situația, dar să nu exagerăm, nu este vorba de sfârșitul guvernării și nu s-au spus cuvinte grele. Populism, sigur, pentru Nicolae Ciucă este puțin neobișnuit la adresa partenerilor de coaliție, dar până la urmă trebuie să îi corecteze pentru că ceea ce s-a întâmplat la Constanța a depășit limitele discuțiilor din coaliție. Vă aduceți aminte, Florin Câțu ataca permanent PSD și se spunea vom discuta în coaliție. Acum cei de la PSD preiau inițiativa. Se va discuta în coaliție, dar nu cred că se pune problema în vreun fel a ruperii guvernării și a alianței de guvernare, nu acum, nu în acest context. Oricum, PSD pare să-și fi făcut demonstrația, pentru că public vorbind se va înțelege că PSD a dorit, Ciucă n-a vrut. Nu asta e manevra? Ba da, sigur că asta este. PSD-ul a trecut într-o nouă viteză, într-o viteză superioară. Și ce vedem în aceste zile este pregătirea anului electoral 2024 pe care PSD îl va câștiga. E, aici trebuie să discutăm puțin cum va câștiga PSD-ul alegerile. Pentru că poate să le câștige împreună cu PNL-ul și să continue această alianță, procent peste 2, 5, sau poate să le câștige categoric și să guverneze singur. Scopul PSD-ului este să câștige alegerile în fanfară.
2024 să însemne alegeri parlamentare, alegerile pentru București, aici este o victorie de moral pentru doamna Firea, dacă nu prinde cursa prezidențială, și evident câștigarea alegerilor prezidențiale pe care PSD nu le-a mai câștigat de la Ion Iliescu încoace. Pentru asta PSD-ul se pregătește de azi, ba aș putea să spun de ieri. Altfel spus, retorica de campanie este noi vă dăm. PSD-ul este partidul care vă dă. Și pe fondul absenteismului masiv care se preconizează în 2024, cei cărora PSD le dă sau vrea să le dea, vor ieși la vot și vor asigura acest rezultat covârșitor al PSD-ului. Asta este calculul. Da? Doar că aici poate că ar trebui să explicăm celor care mai au puțină vreme să asculte ce înseamnă acest PSD vă dă. Noi vă dăm. În realitate, PSD nu vă dă. Vă ia. Da? Suta de lei pe care vă dă astăzi PSD-ul înseamnă că banii voștri, în termen real, sunt mai puțini la finalul lunii. Deci PSD vă dă că o mână 100 de lei la pensie și pensia și pierdeți în mod real 200 de lei. Da? De ce? Pentru că toți banii ăștia sunt aruncați în inflație. Sunt bani nesusținuți de nimic. Sunt bani aruncați peste popor care se vor duce în inflație. Adică banii vor deveni mai ieftini, mai lipsiți de valoare. Și atunci vom constata că la finalul anului, da, banii noștri deja valorează cu 15% mai puțin și banii mamei mele, pensionară, și banii mei care lucrez la privat, și banii celui care lucrează la stat. Deci toți suportăm această taxă de 15% pe care, cum să spun, nu ne-a anunțat-o niciun președinte, așa cum a făcut Traian Băsescu. Niciun premier n-a anunțat, vă punem o taxă pe salarii și pe pensii de 15%. Asta este inflația. Deci ce face PSD-ul acum cinic este să ne ia bani pe termen mediu și lung, stimulând inflația cu aceste pomeni electorale pe care știe că nu are de unde să le susțină, pentru că n-a descoperit o mină de aur, da, din care să plătească majorările astea. Majorările se plătesc dacă produci. Da? De câți bani, atâta pește. A descoperit cumva PSD-ul vreun mecanism prin care economia să producă miraculos, fără investiții? Da? Colectează mai bine statul taxe și impozite, a pus sechestru pe marile averi furate, ascunse, dosite prin paradisuri fiscale? Nici vorbă. Toate lucrurile astea se fac fie din vorbe, pentru că multe n-o să se întâmple, fie din dobânzi plătite, din împrumuturi plătite cu, ce să zic, viitorul copiilor noștri. România se împrumută în momentul ăsta cel mai scump din regiune, cu dobânzi de 8-9%. Explicabil în condițiile date. Da, noi suntem cei care ne împrumutăm cel mai scump în regiune și facem aceste împrumuturi pentru a finanța deficitul bugetar, care crește, dar nu poți să te duci la cârciuma din sat și să spui, știți, avem o problemă cu deficitul. Când omul ăla simte suta de lei concretă, palpabilă. Da? PSD-ul îi dă 100 de lei concretă, palpabilă. Dar el nu înțelege că suta aia de lei de fapt valorează cât valora 10 lei anul trecut. Ion Meoniță, cum spune Florin Negruțiu, este o metodă arhicunoscută. Doar că suntem într-un context complet diferit. Toată lumea e dată cu fundul în sus pentru că e război. E război la porțile României și metoda asta e folosită exact ca și acum 4 ani și acum 8 ani și așa mai departe. De ce? Pe mine nu mă surprinde că PSD apasă pedala. Asta a făcut întotdeauna, de când se știe, de când a apărut pe suprafața pământului PSD, forma PSD. Asta a făcut de la început. Nu știe altceva. E, așa e el. Nu știe decât să dea pentru a câștiga voturi. Pe mine mă miră de ce liberalii sunt atât de agățați la remorcă. Și n-auzi nimic, nu mai au vector de mesaj, nu mai au mesaj.
pur și simplu mai spune premierul Ciucă ceva foarte edulcorat, pe după gard, așa, că să vedeți, că mai vedem, mai luăm decizii. Dar în timp ce PSD trage cu toate tunurile, vorba lui Ion Iliescu, din toate pozițiile, liberare o tăcere, așa, un dolce farniente, viața e roz, nimic. Să vină cu cifrele, că toată lumea spune, de unde? Să vină liberalii să spună, fraților, avem deficitul ăsta, care e în creștere. Avem un deficit comercial care a crescut uluitor, uluitor în anul ăsta față de anul trecut. Deci este o creștere de 60-70% deficit comercial. Asta înseamnă că importăm mult mai mult decât... Datoria externă a crescut cu 2 miliarde jumătate în primele 6 luni ale anului și ceea ce și mai grav, partea majoritară a acestei datorii este îndatorii pe termen scurt, care sunt și cu dobânzile acestea foarte mari. Situația macroeconomică e dificilă. Banca Națională se străduiește să țină inflația și face ce are de făcut ca să mărește dobânda de referință. Nu are multe mecanisme. Iată că până acum a reușit să aibă o stabilitate a cursului remarcabilă în aceste condiții. Iar pe de altă parte, politicile guvernamentale sunt în favoarea inflației, în favoarea crizei. N-are cum să facă față pe termen lung această stabilitate. Gândiți-vă, au crescut dobânzile. Ce s-ar fi întâmplat dacă și cursul s-ar fi devalorizat în aceeași măsură cu inflația? Deci, aici, lucrurile astea ne spun ceva foarte grav. E o chestiune sistemică în România, prin care tipul ăsta de politică absolut populistă a dus la niște rezultate care sunt, se întorc extrem de negativ împotrivă. De pildă, aceste creșteri de salarii și majorări artificiale, mai ales în sectorul bugetar, pentru că acolo sunt cu o treime mai mari salariile pe funcții similare. Ai intrat la stat, l-ai apucat pe Dumnezeu de un picior. Ești la pensie, vacanțe, la 4 ai rupt ușa, mai e și mâine o zi. Dosarele astea le rezolvăm și mâine. Mai punem un tag peste ele. Care e problema? Timpul trece, leafa merge. Principiul sacrosanct. Deci ai crescut salariile mult, mult în domeniul bugetar. Nu zic că nu merită. Doctori și profesori, toți merită. Dar depinde și de posibilități. E, și care este efectul? Că vorbeam de uluitoarea adâncire a deficitului comercial al României. Acești bani, pe lângă că își pierd, pentru că inflația lucrează, mai se întâmplă ceva cu ea, cu ei de foarte mulți ani. Ei alimentează deficitul comercial al României. Nu merg în dezvoltare, pentru că dacă ai avea capacitatea să produci, să consumi, stimularea consumului, creșterea prin stimularea consumului, pe care a pariat foarte mult PSD-ul, și a pompat foarte mult, mai ales în anii trecuți, dar și astăzi, în condiții de criză. Consumul se duce în afară, adică în import. Asta este marea problemă. Ai dat 100 de lei, se duce afară. În importuri de bunuri de consum și așa mai departe. Nu e rău. Rău este că tu nu ai capacitatea să echilibrezi balanța. Tu nu produci să exporți astfel încât să ai o balanță decentă. Și atunci agravezi un deficit comercial mărind cu iluzia că dai ceva oamenilor. Și creezi o gaură care este geamănă cu deficitul bugetar. Și e foarte adevărat. Acest deficit bugetar enorm alimentează și un deficit comercial enorm. Pentru că deficitul bugetar înseamnă împrumuturi ca să plătești salariile, iar salariile se duc în importuri, în mărfuri de import, care agravează deficitul. Deci asta obții prin măsuri populiste. Măsurile populiste nu țin de foame niciodată. Și n-au să țină niciodată de foame, pentru că nu țin cont de legile economiei. Nu poți să faci dintr-o felie de pâine 7 felii de pâine. Numai în Biblie se poate. În viața de astăzi nu se poate prin decizii guvernamentale, prin hotărâri ale guvernului. N-are cum. Și atunci tu te duci de fapt pe o pantă în care rostogolești un bulgăre. Până acum s-a putut. De ce? Pentru că au fost dobânzi aproape zero. Lumea
trăia într-o abundență uluitoare. Te duceai pe piețe și spuneai, sunt guvernul României și ce vrei? Vreau împrumuturi. Ia! Să bătea lumea, băncile, luați cât vreți, 3%, 5%, lasă, ia de aici, tu să fii sănătos. Și ce faci cu ele? Plătesc pensii, salarii, ia de aici, că mi dai tu cu o dobândă rezonabilă, că n-avem ce face cu banii. Acum situația e cu totul alta. Banii s-au scumpit, prosperitatea s-a încheiat, pacea s-a dus, suntem în război, e criză formidabilă peste tot. Să arunci cu banii acum, să arzi miliarde, 2,5 miliarde numai aceste creșteri. 2,5 miliarde de lei. Asta creșterile la salariile bugetarilor. Mici, de 100 de lei. Nu vorbim de cele 11 miliarde anunțate pentru creșterea pensiilor. Nu, vorbim numai despre ceea ce s-a hotărât până la sfârșitul anului. Exact. Deci 4 nu vorbim de anul viitor. Miliarde. Sigur, sigur. Când oricum, dacă respecti legea, pe legea pensiilor. Legea e corect aici, să mărești, să indexezi pensia cu rata inflației la începutul anului, la, deci anul viitor ar trebui conform legii. Cu 15%? Cu 15% sau cât o fi rata inflației la sfârșitul anului. Atunci, aia da, dar să vii să spui că dăm, că facem, că e de unde, din împrumuturi, dai toate aceste cadouri, sperând într-un succes electoral. Acum, cine știe cum va fi în 2024? De fapt, asta e întrebarea. Dacă iarna va fi urâtă, dacă se va întâmpla ce se teme toată lumea că se va întâmpla, că va fi foarte frig și că nu va fi suficient gaz, PSD-ul mai rămâne? Dar de ce să nu rămână? PSD-ul este în cel mai fericit moment politic din ultimii 30 de ani. Păi, au visat ei vreodată să aibă acces la resurse nelimitate, da? La funcții, la decizii, la instituții. Tot au în mână în momentul ăsta și nota de plată o plătește altcineva. Castanele le scoate din mână altcineva. Ei guvernează pe semnătura unui premier foarte slab. Trebuie să spunem lucrul ăsta. Domnul Ciucă este un premier foarte slab. Mie ridică reale semne de întrebare dacă omul acesta înțelege tot ce îi bagă sub nas PSD-ul. Toate aceste abominațiuni fiscal-bugetare, toate propunerile privind măsurile la energie. Da? PSD-ul vrea, de pildă, să se întoarcă la piața energetică reglementată. A spus-o domnul Ciolacu de mai multe ori. N-am văzut o reacție din partea liberalilor, nu? Că sunt Partidul Național Liberal la această... Unde este calculul? S-a gândit cineva ce înseamnă lucrul ăsta? Sigur, facturile sunt mari, situația e proastă, liberalizarea s-a făcut prost, într-un moment prost, dar ca principiu, te întorci de unde ai plecat, este bine, n-o fi bine, domnul Ciucă tace, pentru că n-are ce spune. Deci PSD-ul n-are de ce să plece de la guvernare, pentru că nu plătește în momentul ăsta. PSD-ul este un partid care crește. Uite, încă un lucru spectaculos din punct de vedere politic, să crești la guvernare. Deci PSD-ul guvernează și se erodează PNL-ul. PNL-ul a ajuns un fel de, dintr-un partid, un alibi al PSD-ului la guvernare. Pentru că este condus prin delegație de acest om care are niște vulnerabilități mari, domnul Ciucă, și care nu poate să iasă din alianța cu PSD-ul, pentru că nu va mai fi nimic. A văzut ce a pățit domnul Câțu. Visul secret al domnului Ciucă este să fie candidat la președinție din partea PNL-ului în 2024 și pentru asta are nevoie de stabilitate. Uite-te, în 2 din 3 declarații ale domnului Ciucă vorbește de stabilitatea la guvernare. Indiferent de ce îi spune PSD-ul, de ce propuneri face PSD-ul, de toate aberațiile care vin dinspre PSD, domnul Ciucă cumpănește și spune că are nevoie de stabilitate la guvernare. Dar lipsește un personaj de aici, care nu vorbește, care nu există, de fapt. Omul care nu există. Cel care ne-a adus această guvernare. Da? Nu există. În toată situația asta de criză, în toate aceste discuții care privesc societatea românească, toate aceste agresiuni contra mediului privat. Domnul Ciucă își închipuie că este liberal care apără mediul privat. Cum? Crescându-le taxele. Asta a făcut. Pe semnătura domnului Ciucă au crescut taxele pentru mediul privat. Da? E, lipsește președintele Klaus Iohannis. Nici nu știu dacă mai vine pe la noi, pe aici, până în 2024. Probabil că nu-l interesează.
Dar e o întrebare. Dacă își poate permite Nicolae Ciucă să guverneze fără PSD? Cum? PSD susținând un guvern minoritar? Adică să se încreadă în cuvântul lor plecând de la, guvernare? Excurs. Nu, nu. Funcționează? Nu. Păi dacă PSD-ul pleacă, domnul Ciucă poate să cadă. Uitați-vă și pe scena politic. Plece. Adică cine poate să guverneze România? Un partid ultranaționalist, anti-european, anti-NATO, pro-rus? Haideți să vedem. Celălalt partid care ar fi putut să constituie alternativă, să scufundă, a fost la guvernare. Un partid în care mulți și-au pus speranțele. Democrație, lege, reformă. Partid în care există tabere, în care există rupturi, din care s-a mai făcut un alt partid, din care pleacă unii care încotro când văd că nu câștigă alegerile, pleacă un nou partid să construiască viitorul luminos acolo. Și am rămas și ne uităm în societatea românească actuală, care suportă, trece prin această situație dificilă și se uită la ce fac guvernanții singurii care pot fi la guvernare, că altă formulă nu ai. Că de ce PNL tace și nu reușește să aibă un cuvânt, să fie partener? Nu poate să conducă singur, e adevărat. Dar e un parteneriat, poți să spui, hai să vedem, suntem și noi la masă, suntem și voi la masă, cine vorbește, ce vorbește, ce anunțăm. Dar nu face asta. Normal că dacă taci din gură, lași locul neocupat, vin băieții ăștia care folosesc foarte bine toate mijloacele de comunicare. Domnule profesor Pârvulescu, mai e o întrebare, că peste tot în Europa oamenii sunt anunțați de guvernele lor, ce trebuie să se întâmple pentru a trece cu bine peste iarnă? O iarnă care se anunță foarte grea, o iarnă în care ne așteptăm cu toții ca Rusia să se joace cu robinetul de gaz. La noi nu. La noi nu ni se spune nimic. Ori situația este atât de bună că nici nu ne dăm seama, ori probabil că vrem să ne convingem cu toții ce o să se întâmple când o să se întâmple. De ce nu există această sinceritate? Știm că sunt speriați politicienii din România. Când vine vorba de sinceritate, ei spun, de ce să-i panicăm pe oameni? Lasă, mai bine nu-i panicăm. Asta e problema? Că n-au curaj? Sau suntem mai bine, repet, mai bine decât ne putem închipui? Vedeți dumneavoastră, pentru Macron e ușor să-și asume afirmații bombastice, a trecut perioada prosperității, e momentul să facem sacrificii. Pentru politicienii România e mai complicat. Ați discutat foarte mult despre PSD. PSD a acceptat să vină la guvernare, deci e un preț pe care PNL-ul trebuie să-l plătească. Acesta este. Pentru stabilitate trebuie să accepte această regulă a jocului. Altfel, dacă intră în logica conflictuală, atunci România devine Bulgaria. Riscurile sunt foarte mari. Ori, puneți întrebarea de ce nu o fac. Pentru că o bună parte a societății românești nu acceptă discursul rațional. Aduceți-vă aminte de perioada COVID, de restricții, de teoriile conspirației, de insuccesul campaniei de vaccinare și asta vă spune foarte mult despre starea de spirit a unei bune părți a societății românești. Acea parte a societății românești va reacționa negativ, va fi ușor de manipulat de către agenții străini și așa mai departe. Deci preferă să fie prudenți. Pe de altă parte, nu suntem în situația Germaniei, a Cehiei sau a Slovaciei, în sensul că avem și noi resursele de gaz care ne permit să răsuflăm. Sperăm, cred că este o speranță pe care noi exprimăm, dar o au foarte puternică, sperăm să fie o iarnă blândă, cum a fost iarna precedentă și atunci poate vom supraviețui. Vor face tot ce le stă în putință să nu existe tulburări, pentru că e un preț. E un preț care trebuie plătit. Vorbiți despre populism. E ușor să-i acuzăm de populism. Dar gândiți-vă că există frustrare, că această frustrare ia o formă politică și că această formă politică în 2024 înseamnă ca în 2000 un vot masiv pentru un partid extremist. Asta creează o mare problemă. Așa că PSD își asumă în limitele jocului rolul său, pentru că nu se va întâmpla în final lucrul ăsta, pentru că va domina rațiunea. Este doar un joc
de dialog, dar nu este nici pe departe o intenție de a merge până la capăt, pentru că ministrul de finanțe, care e de la PSD, știe, resursele sunt limitate în momentul de față. Și vreau să vă mai spun ceva. Să știți că de când politica e politică, adică din vechea Atenă, poporul, demosul, a fost plătit. Ca să nu se revolte, a fost plătit. Există un preț. Macron a plătit. Acolo unde nu se plătește, uitați, apare criză politică în Marea Britanie. Deci există un preț. Problema e că la noi politicienii s-au jucat cu bugetul în perioada 2017-2018 fără să facă provizioane pentru o perioadă de criză. Pentru că un politician inteligent, responsabil, este cel care se gândește că va veni o perioadă de criză, pentru că nu e așa, economia funcționează ciclic. Și fără război ar fi venit o criză și trebuia să fim pregătiți pentru ea. Dar nu este nici pe departe stilul PSD-ului să facă asta. Acum, PSD și PNL, a câta oară sunt împreună? A treia oară? Au sprijinit guvernul Tăriceanu din opoziție, dar practic i-au asigurat majoritatea în 2007-2008. Au fost între 2012 și 2014 la guvernare, sunt din nou la guvernare, nici măcar nu este o noutate. Gândiți-vă că s-au obișnuit să coopereze unii cu alții. Și nu mă gândesc doar la PNL vechi, mă gândesc și la PDL. S-a aflat la guvernare cu PSD-ul și a acceptat aceste reguli. Pentru că în final nu există, cum spunea Ion Meioniță, alternativă. Nu există. USR în acest moment nu reprezintă o alternativă pentru care o criză internă gravă și se dizolvă. Să sperăm că nu se va întâmpla așa. Iar cealaltă variantă o știm cu toții și nu este deloc fezabil. Sunteți de acord, Cristian Pârvulescu? PSD câștigă în oricare dintre variante? Câștigă scor bun și dacă rămâne și dacă pleacă? Nu sunteți de acord, vă rog. Adică nu, să ne lămurim. PSD câștigă doar dacă prezența la vot e mică. PSD are un electorat fix. Acel electorat nu reprezintă 50%. În momentul în care prezența la vot crește, cresc voturile pentru partide terțe, nu neapărat pentru PNL. Pentru că PNL, pentru a putea să facă rost de voturi, știți, ia primar de la PSD, cum s-a întâmplat în 2020. Pentru că nu există o dinamică foarte mare. Există votul acesta clientelar, dar cuvântul clientelar este într-un mod cât se poate de neutru folosit aici, și există votul de opinie. Votul de opinie se duce sau către extremiști, sau către alte partide sistem. E când în 2019 prezența la vot crește, PSD nu câștigă. PSD este interesat să mențină prezența la vot la 40%, nu mai mult de 40%. Orice prezență de peste 45% complică lucrurile. PSD câștigă mai mult dacă rămâne la guvernare, pentru că nu uitați, primarii sunt cei care pregătesc alegerile parlamentare. Ori primarii sunt interesați să aibă acces la resurse și atunci se vor strădui să obțină maximum de voturi. S-ar putea să avem o surpriză în 2024, să comaseze alegerile, pe motiv că este criză și că trebuie să facem economie. N-ar fi deloc democratic, dar ne putem aștepta la așa ceva. De ce? Pentru că ambele partide de sistem, și UDMR-ul de altfel, își doresc foarte mult să pună primarii să lucreze și pentru parlamentare. Pentru că de obicei primarii, după ce și-au văzut saci în căruță, după ce au câștigat voturile, se relaxează la alegerile parlamentare. Și noi nu vorbim aici despre reale alegeri competitive. În România nu avem competiție. În România avem niște partide care controlează un electorat și un alt electorat care, frustrat uneori, participă la alegeri, dar de cele mai multe ori nu participă la alegeri. Și mai avem un alt electorat care e plecat în afara țării și care reprezintă 5 milioane. Adică gândiți-vă totuși că din 18 milioane de votanți, 5 milioane nu sunt în țară. Dacă ajung să voteze 9-10 milioane, este deja o performanță extraordinară. Ni s-a alăturat Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara, domnule ministru. Dacă mergem pe ipoteza
plecării PSD-ului de la guvernare. Criză politică, criză de guvern, pentru că nu e foarte clar cum ar supraviețui un guvern PNL, poate doar cu o înțelegere cu PSD să susțină un guvern minoritar, dar asta e cu dacă la dacă la dacă. Cum ar fi, domnule ministru, să ne închipuim filmul ăsta? Acum, la sfârșit de 2023, de 2022, început de 2023. PSD-ul știe un lucru. Indiferent câte voturi ar câștiga și indiferent ce procente substanțiale a reușit să atingă, are nevoie de aliați. Și acei aliați nu pot fi numai UDMR. Deci este paradigma pe care, evident, și PNL-ul o exersează, numai că acum discutăm de PSD, pentru că, într-adevăr, este la o cotă de încredere, așa după cum arată sondajele, destul de ridicată, foarte ridicată. E interesant, dacă observați, supărarea pe putere, de fapt e o supărare pe liberali și pe președintele Iohannis. Ei sunt puterea. PSD-ul, deși face parte din guvernare, pare a fi de partea poporului, după cum, dacă sunt adevărate sondaje. Dar, repet, ei știu un lucru. În momentul în care își asumă un vot foarte sus, într-adevăr, cu o prezență ceva mai redusă la urne, în acel moment polarizează opoziția. Și politicieni care n-aveau nimic în comun dobândesc la un moment dat un anume tip de atitudine în legătură cu PSD-ul și experiența anilor 2017-2018 este clară din acest punct de vedere. Doar într-o singură situație, să nu fie o miză mare. PSD-ul a stat minoritar la guvernare între 2000 și 2004. De ce? Pentru că era miza integrării. Și în acel moment, bun, istorie, probabil că numai Iliescu putea așa ceva. În acel moment au câștigat alegerile, tot cu un procent destul de semnificativ, au lăsat UDMR-ul în Parlament să-i sprijine din Parlament, dar au făcut un guvern jumătate de tehnocrați. Jumătate nu erau membri PSD. Nu aveau nicio legătură cu PSD-ul. Pentru că știau că așteptarea poporului era să ducă țara în vest. Iar ei nu aveau în interior, în mod evident, resursa umană pentru a genera un astfel de proiect. Deci, în acel moment, proiectul a depășit miza exclusivității PSD-ului. Era mult mai important libera circulație, protecția occidentală, intrarea în NATO, intrarea în Uniunea Europeană. Și pentru că au reușit în partid să-i trimite acasă pe aia care luaseră voturi, dar care nu reușeau să presteze, și să aducă cel puțin jumătate din guvern, oameni care veneau dintr-o zonă în care aveau o istorie pe tărâmul respectiv, au reușit să rămână la guvernare. Sigur, din 2003, însă, pentru că venea anul 2004, au încercat să politizeze și lucrurile au devenit cum le știm foarte bine. Dar acela a fost singurul moment când cetățeanul român conștientiza că miza e mai importantă decât politica. Eu numai așa-i văd. Mergem imediat la Moscova, unde sentimentele sunt foarte amestecate în legătură cu dispariția ultimului președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov. Pentru noi, Gorbaciov e omul care a făcut posibilă căderea comunismului, căderea cortinei de fier, ne-a scăpat de comunism. Pentru ruși, lucrurile nu sunt atât de clare. Și cele mai amestecate sentimente sunt chiar la Kremlin. Ce face Putin cu dispariția lui Gorbaciov? După pauză, rămâneți cu noi!